Magda trece prin clipe dificile după participarea la Survivor România 2021. Magda a fost una dintre cele mai iubite concurente din echipa faimoșilor de la Survivor România. Vedeta a fost prietenă cu toată lumea și a încercat să-i ajute pe toți așa cum a putut. După un parcurs foarte bun în competiția Fenomen de la Canal D, Magda a fost eliminată în urma votului publicului. Actrița s-a întors acasă, acolo unde petrece momente liniștite în familie. Magda a mărturisit în mediul online faptul că are niște probleme de sănătate, după ce s-a întors din Republica Dominicană. Fosta faimoasă vrea să meargă la sala de fitness și să aibă o siluetă de invidiat. Nu amâna momentul. Când vine vorba despre corpul tău, dă-i atenție. El îți dă mereu semne când ceva nu este în regulă. Vreau să am grijă de sănătatea mea. Ăsta e mesajul pe care trebuie să vi-l spuneți zilnic. De când nu m-am întors am niște probleme de sănătate, dar era normal corpul să reacționeze diferit la schimbare. Momentan îmi doresc să scap de kilogramele acumulate de când am venit și retenția de apă. De mâine o să încep programul de detox și voi bea ceaiurile o bună perioadă. Vreau să-mi reiau activitățile și să mă întorc în sala de fitness, a scris Magda, pe contul ei de Instagram. Magda, dezvăluiri nebănuite despre Survivor. Invitată în platoul emisiunii Teo Show, Magda de la Survivor România 2021 a dezvăluit că a fost împăcată atunci când a aflat că va părăsi competiția. Le-am spus colegilor mei, în cazul în care voi fi bârfită după copac, să nu vină să-mi spună pentru că am multe luni de stat cu ei și nu mă interesează părerea lor și ce poveste și-au creat. Dar nu am auzit nimic rău. Îmi fac griji pentru ei în momentul în care fac mâncare acasă. Ei au spus că sunt ca o mamă, ca o soră și mă bucuram atât de tare. E important să stăm să ne mâncăm puținul ăla împreună. Orice puțin pe care noi îl vedem aici e foarte mult acolo, a declarat Magda.